Dacă aveți drum prin București sau sunteți deja acolo, trebuie să știți că 18 dintre comorile Muzeul Național al Banatului, încărcate de timp și povești, se află acum la MNAC Bucharest. Expoziția Răsucirea, Triumful Provinciei, Amurgul Imperiilor le oferă un spațiu în care trecutul respiră prin fiecare detaliu. Printre ele, basolerieful din marmură păstrează amintirea vizitei împăratului Franz Iosef la Timișoara, un vestigiu care vorbește nu doar despre o întâlnire imperială, ci și despre un oraș în plină vervă. Face mare plăcere să ne trimiteți un gând după ce vizitați această expoziție deschisă până pe 10 noiembrie. În mijlocul acestor artefacte, parcă reînvie dialogul dintre trecut și prezent. Noi rămânem acasă, dar poveștile noastre vă așteaptă să le descoperiți și la București, transmit reprezentanții Muzeului Național al Banatului.